Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre veniturile salariale la funcția de bază în cazul persoanelor cu handicap. Persoanele fizice angajate, una cu contract individual de muncă, iar cealaltă cu contract de prestări servicii, sunt beneficiare a câte unui certificat de handicap, pe baza căruia nu le-a mai fost calculat, reținut și plătit impozitul pe salarii. Am dorit să știm dacă s-a procedat corect în cazul impozitului pe salarii. Soluția propusă de specialiștii portal monografiicontabile.ro este următoarea. Potrivit articolului 55 alineatul 4 litera K indice 1 din legea numărul 571/2003 privind codul fiscal, veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat la funcția de bază nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit. În acest sens, punctul 87 indice 1 din titlul 3 al normelor metodologice de aplicare a legii numărul 571/2003 privind codul fiscal stabilește că nu sunt venituri impozabile veniturile din salarii realizate de persoanele fizice cu handicap grav și accentuat, încadrate cu contract individual de muncă, încasate începând cu data de 1 mai 2005. Veniturile de natura celor de mai sus, aferente perioadei de până la 1 mai 2005, sunt impozabile potrivit legii. Așadar, salariații cu handicap grav sau accentuat nu datorează impozit pe veniturile salariale la funcția de bază.